Reprezentanții Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri au declarat că în ultima perioadă s-au făcut realocări de fonduri pentru programul Prima Casă. Până în luna septembrie, să spunem, am avut un plafon care a fost alocat la începutul anului de 1.200 milioane de lei. După aceea, în luna septembrie s-a suplimentat cu cele 500 de milioane de lei realocate din cadrul tot din cadrul programului, dar de la o altă componentă, respectiv de la creditele prin ANL. Iar începând cu 21 octombrie 2014 a fost suplimentat cu 405 milioane de lei prin hotărâre de guvern. Au fost estimate a se acorda încă 5.000 de garanții financiare complementare până la finele anului 2014. La puțin timp de la suplimentarea fondurilor, mai multe bănci au finalizat plafoanele destinate programului Prima Casă. În cazul în care plafoanele se finalizează pe o anumită bancă, pot exista realocări ale plafoanelor de pe alte bănci până la finalitatea alte bănci care nu au utilizat plafoanele respective până la finalitatea plafonului. În ceea ce privește continuarea în anul 2015, în acest moment se află în studiu la nivelul Guvernului României posibilitatea de a aloca bani pentru anul următor. În Oltenia se înregistrează un procent de doar 5% din totalul garanțiilor financiare acordate de FNG-CIMM. Beneficiarii au optat în general pentru apartamente cu două camere, cele mai scumpe în Dâlți și cele mai ieftine în Mehedinți.